Au vrut să picheteze sediul PD, dar s-au răzgândit. Este vorba de mai multe persoane care au convenit prin intermediul unei rețele de socializare să-și dea întâlnirea astăzi în fața sediului Democraților de pe strada Tighina din capitală pentru a protesta împotriva unei eventuale coaliții între PCRM și PD. Cei 700 de tineri însă și-au amânat protestul pentru a nu împiedica negocierilor dintre partide, spun organizatorii. Tineretul a hotărât că în condițiile în care PD-ul face o coaliție de guvernare cu PCRM-ul, noi vom protesta. Noi nu vrem la guvernare PCRM-ul. Câteva persoane au venit totuși în fața sediului PD, dar au stat de cealaltă parte a străzii. Oamenii nu au știut că protestul a fost contramandat. Unul din ei avea pregătite pentru liderul PD, Marian Lupu, și niște versuri. Nu cumva prin o trădare vrea să fie omul mare? Sau nu cumva prin dialog vrea să îmbrace roșul cojoc? Atunci cred că ar trebui să, într-adevăr, să se, înainte de asta, să citească istoria lui Roșca și pe urmă poate să facă pasul acesta. O altă persoană care spune că a venit să protesteze în mod pașnic s-a arătat indignată de prezența unui număr mare de polițiști îmbrăcați în civil. Mai multe poliții, mai mult în civil și care ne păzesc pe noi oameni pașnici. Eu am venit, n-am nimic ca bun în buzunare. Am numai câteacă băsmăluță, telefonul și niște monete. N-am nimic ca bun, n-am nimic să mă bat cu cineva să mă leg de piept. La așa măsură înseamnă că este planificat un număr necesar pentru colaboratori care se află în menținerea ordinii publice. Asta e o măsură care se petrec zilnic în municipiul și n-aș spune că sunt foarte mulți polițiști. După câteva minute, cei câțiva protestatari s-au împrăștiat pe la casele lor.